Aș dori să vă întreb câți dintre dumneavoastră ați plantat vreodată vreo sămânță? Mâna sus. Da. E cineva care n-a pus în pământ niciodată nicio sămânță? Să pun întrebarea și invers. Toți am plantat câte ceva. Chiar mi-aduc aminte, eram copil și la țară fiind, mergeam în grădină, ori cu bunica, ori cu părinții, ori mergeam la cineva, la lucru, la sapă sau la semănat. Și după ce pregăteam pământul, după ce îl făceam să fie cât mai afânat, cât mai propice pentru semănat, puneam semințele. Și fiecare sămânță era o făgăduință, că de acolo va ieși ceva. Imaginea aceasta este extraordinară și ne transmite un adevăr pe care Dumnezeu vrea să nu-l uităm niciodată. Dacă într-o sămânță Dumnezeu a pus atâtea lucruri și într-o sămânță atât de mică, oare ce a pus în noi? Dacă e să ne gândim la semințe, sunt extraordinare. Pe mine mă uimește câtă putere a putut să pună Dumnezeu într-o simplă sămânță. Eram la Deiuș, pastor, și primăria a asfaltat trotuarele. Da, bineînțeles, n-au făcut cimentări, au pus peste pământ, au pus asfalt, un pic de pietriș, l-au tasat așa și au pus asfaltul. După ce au pus asfaltul, la câteva săptămâni, nu mai văzut că face cocoașe așa și tot felul de umflături. Și smocuri de iarbă ieșeau prin asfalt. Și am zis, fii atent ce putere are o sămânță mică de iarbă. Trece prin asfalt. Hai, zice, hai că dacă ăsta era un pic mai rarefiat, mai slab, așa, e explicabil că iese vegetația prin asfalt. Însă, cei care trăiesc în zonele vulcanice povestesc că la câteva săptămâni după ce se stinge un vulcan, deja începe să răsară vegetația prin roca vulcanică. O rocă ce este cea mai tare, cea mai puternică și totuși semințele acelea își găsesc drumul să iasă prin roca vulcanică la viață. Semințele au o putere extraordinară. În Evanghelia după Matei, la capitolul 13, Mântuitorul ne vorbește tot despre semințe, începând la versetul 31 și până la 35 și spune așa: Pilda grăuntelui de muștar și a aluatului. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar. Eu tot am stat și m-am întrebat, de ce n-a comparat Iisus împărăția cerului cu o armă, cu un aruncător de săgeți, cu o bombă atomică sau nucleară? Bine, nu le descoperiseră, dar putea să aleagă un simbol mai puternic. Chiar o sămânță de muștar. Cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, cel puțin asta cunoșteau ei atunci, mă gândesc. După ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Le-a spus și o altă pildă, și anume, împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pilde, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii.
Foarte interesantă remarca aceasta. Prin semințe, prin fenomenele acestea simple de dospire, de fermentare, Dumnezeu ne vorbește despre niște adevăruri ale creației pe care noi le putem vedea și în procesul acesta putem să facem parte și noi. Ca o mică paranteză, știți care este cea mai mică sămânță? Mai mică decât cea de muștar? Să nu credeți că îl contrazic pe Mântuitorul, însă Dumnezeu de multe ori ne spune ceea ce putem noi pricepe și ceea ce cunoaștem. Nu ne spune întotdeauna care este adevărul absolut cu privire la un lucru, pentru că noi nu-l pricepem. Putea să le vorbească niște simboluri pe care ei nu le-ar fi cunoscut. Dar a folosit elementele de atunci. Pentru ei, poate că atunci sămânța de muștar era cea mai mică, dar știți care este cea mai mică sămânță? Hai să vedem. Știe cineva? Dacă o dați pe Google, sigur găsiți. Semințele de orhidee. Se spune că 1000 de semințe de orhidee cântăresc mai puțin de 1 miligram. Deci o sămânță de orhidee, calculați, 1 miligram împărțit la 1000, da? Cât cântărește o sămânță de orhidee? Și gândiți-vă că Dumnezeu a pus toată informația genetică și puterea de viață într-o sămânță atât de mică. Și de acolo se dezvoltă o floare atât de frumoasă care încântă privirea. Sămânța de muștar. De regulă, semințele sunt foarte mici în comparație cu produsul finit. Așa este. Fie că vorbești de grâu, fie că vorbești de zarzavaturi, fie că vorbești de copaci sau de pomi, sămânța este mult mai mică decât produsul finit. Și acolo este minunea. Că dintr-o sămânță mică îți crește un arbore sau îți crește o floare. Și acum, dacă ne gândim la noi oamenii, oare noi să fim mai prejos decât zarzavaturile? Să fim mai prejos decât pomii și decât copacii? Și asta ne spune Iisus. Voi sunteți mai presus decât niște vrăbi. Voi sunteți mai de preț decât toate lucrurile acestea. Voi sunteți o sămânță care, dacă ajunge acolo unde trebuie, poate să însemne foarte mult. Spre deosebire de semințe, noi oamenii avem capacitatea de a alege unde să ne dezvoltăm. Sămânța nu are capacitatea aceasta. Unde o aruncă semănătorul, acolo rămâne. Și ați văzut tot din viața asta agricolă că semene aceea sămânță de grâu, de porumb, de ce-o fi, și alea care sunt mai la marginea ogorului sau în locurile unde a băltit mai mult apa sau în locurile unde n-au avut suficientă apă, sunt mai sprijite, mai puțin dezvoltate, mai pipernicite, și alea unde au avut solul mai prielnic și apă și soare și tot ce trebuie, se dezvoltă mult mai frumos. Am putut să observ lucrul acesta. Dumnezeu ne dă exemplul acesta cu grăuntele de muștar. Deci, uite, ce poate să facă un grăunte de muștar? Avem la dispoziție o putere mare. Nu doar din punct de vedere spiritual, ci și din punct de vedere practic, pe care noi nu o accesăm. Sunt două elemente. Elementul lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus viața, a pus tot ce trebuie în sămânța aceea. Asta este minunea, ca să zicem noi. Dar Dumnezeu a pus și niște legi ale dezvoltării. Ei, cele două, dacă nu se întâlnesc, nu întâlnești minunea ca să mănânci. Poate să fie cea mai bună sămânță, nemodificată genetic, păstrată din moș strămoș. Știu că mai sunt bătrâni care păstrează semințele de pe an pe an, în culturile astea mici, așa, acolo restrânse, și când mănânci câte o roșie din aia
simți că mănânci o roșie, nu plastic, da? Sau porumb, sau... Ei, sămânța aceea, pe de o parte are miracolul vieții în ea și pe de altă parte are nevoie de legile dezvoltării care trebuie să fie puse în aplicare. Trebuie să o pui în pământ, trebuie să o uzi, trebuie să o plivești ca să crească ceva de acolo. Altfel nu se întâmplă minunea. Dumnezeu n-a dat semințe pe care le-ai pus în pământ și gata, crezi deodată, s-a făcut planta și se expandează ca sămânța de popcorn. Pum! Când a dat de căldură, gata, iese grâul, iese copacul. Nu! Totul se întâmplă în proces. Și Dumnezeu ne spune prin aceste pilde că, pe de o parte, miracolul vieții și al dezvoltării a fost pus în noi. Dar dacă noi nu facem nimic cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu, ce vom culege? Tot nimic. Pentru a beneficia de aceste minuni, e nevoie să muncim, să lucrăm. Avem partea noastră, contribuția noastră. Și ca un exemplu, Domnul Hristos le spunea fariseilor și cărturarilor care inventau tot felul de povești din astea cu mituri și cu minuni miraculoase care înlocuiesc ceea ce poate face omul. Și a spus, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea stau degeaba și fac minuni. Și eu de asemenea, spune Domnul Hristos, ce fac? Lucrez. Avem un Dumnezeu care muncește. Avem un Mântuitor care muncește. Și ne dă un exemplu de viață. Ca să vedem cum acționează Dumnezeu, aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan la capitolul 5 și aș vrea să vedem care este diferența între mentalitatea minunilor mistice care se întâmplă indiferent ce am face noi și minunile care smulg puterea lui Dumnezeu prin deciziile pe care noi le luăm bazate pe credință. Unii trăiesc ca niște asistați sociali toată viața. Mentalitate de victimă, să mi se dea, să mi se facă, nimeni nu mă ajută, nimeni nu-mi deschide ușa, nimeni nu mă iubește. Știți refrenurile astea. La Betesda era un adevărat paradis al minunilor pentru neputincioși. S-a creat o adevărată mitologie. Vine îngerașul Ghiduș, tulbură apele, te vindeci, te arunci primul, hai, tombola lui Dumnezeu, tombola vindecaților. Dar condiția este să te arunci primul. Și culmea, că tot aia care aveau nevoie mai puțin de minune erau vindecați, că aia care erau paralizați, săraci și care nu apucau să-L prindă de picior pe Dumnezeu și să aibă parte de vindecare. Este cât se poate de clar pasajul ăsta și Dumnezeu face lumină mintea noastră cum putem să ne schimbăm viața. Pe de o parte este lumea miturilor și a poveștilor și pe de altă parte este puterea lui Dumnezeu care acționează prin credința aceluia care vrea să fie vindecat și care vrea să schimbe viața. De regulă, oamenii care au mentalitatea asta obscură și foarte închisă în povești și în victimizare, nu vor să schimbe viața. Te duci la un cercetător și spui, băi, dar ești tânăr, ești în putere, du-te mă, ia-ți un serviciu, fă ceva, să schimbi viața, nu ți-e rușine să stai să cerșești, nu? Nu-mi dai și mie un leu, nu-i dai tu, să duce la altul. Nu vrea să-și schimbe viața. Și foarte multe stări în care noi ne aflăm se datorează deciziilor noastre. Din când în când, în scăldătoare, venea câte un îngeraș și tulbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos. Orice boală ar fi avut. Important este să ai noroc. Important este să ai șansă. Important este ca soarta să fie alături de tine. Ca să ai parte de minune. Nu toți, doar unii. Și spune cuvântul că acolo se afla un om bolnav de 38 de ani.
Întrebarea mea logică este dacă ar fi fost așa, bun, hai că nu știu la ce interval venea îngerul ăla să facă minunile. Dacă ar fi fost într-adevăr așa, până la urmă tot s-ar fi terminat bolnavii. S-ar fi vindecat câte unul, câte unul, câte unul și până la urmă s-ar fi terminat. Dar observați că nu se termină. Șirul de bolnavi care așteaptă miracolele din partea lui Dumnezeu și de oameni cu mentalitate de victimă este atât de mare încât n-apucă îngerul să facă atâtea minuni ca să-i vindece. Apare Iisus. Și vreau să vedeți cu alți ochi pasajul ăsta de cum l-ați văzut până acum. Iisus schimbă toată perspectiva aceasta bolnavă pe care foarte mulți dintre noi o avem în viața noastră. Și a zis, vrei să te faci sănătos? O întrebare țintită. Cu alte cuvinte, vrei să schimbi viața? De aici pleacă tot. Vrei să te faci sănătos? Răspuns. Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare. Bine, era paralitic, dar n-am, nu pot, nu soarta, toate astea. Sunt niște cuvinte ale oamenilor care trăiesc într-o anumită stare. N-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare și când se tulbură apa, până mă duc eu se pogoară altul înaintea mea. Cu alte cuvinte, Doamne, poți să schimbi Tu legea asta a minunilor? Păi eu depind de cârja asta, de credința asta, de mitul ăsta. Dacă nu se întâmplă așa lucrurile, n-are cum să fie schimbare. Pentru că nu poți să fii vindecat decât că ajungi primul în Betesda. Vedeți cât de mare putere au miturile? Extraordinar. Unele au supraviețuit sute sau mii de ani. Aristotel a spus că păianjenul nu are 6 picioare. Și până la Lamarck, nimeni n-a avut curajul să numere picioarele păianjenilor, să vadă că are 8. Dacă a zis Aristotel, bă, cum să-l contrazici pe Aristotel? 6 picioare. La Marc s-a dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Păi, stai că o fi Aristotel bun în filozofie, mintea enciclopedică antichității, nu? Dar mai greșește și Aristotel. Mai greșește și teologii. Mai greșește și înțelepții lumii astea. Lucrurile pot fi făcute și altfel. Dacă ai curajul să îndrăznești să crezi că pot fi făcute și altfel. Și Mântuitorul zice, vrei să te faci sănătos? Lasă poveștile astea. Doamne, n-am pe nimeni, stai liniștit. Ridică-te, ridică-ți patul și umblă. Știți ce îmi place foarte mult? Că minunea începe cu acțiunea. Nu cu povești, nu cu fraze incantatorii. Vrei să fii vindecat, dar Doamne, sunt paralitic. Începe cu acțiunea minunea, chiar dacă ești paralitic. Ridică-ți patul și umblă, zice Hristos. Începe să acționezi, să faci ceva. Ne tot plângem că n-avem asta, n-avem aia, n-avem cealaltă, dar prea puțin dintre noi acționăm. Și starea asta este întreținută de cei care au interes să te țină în zona aceasta. Observați câți nemulțumiți sunt în țară. De tot felul de lucruri. Foarte mulți. Dar nimeni nu-și pune problema cum aș putea să nu mai depind eu de. Toată lumea întinde mâna. Când nu mai putem, facem grevă și iară și iară. Dar nu te gândești, mă, ce aș putea să fac eu ca să nu mai depind de? Astfel încât viața mea să se schimbe. Și Iisus i-a zis, paraliticului, ridică-ți patul și umblă. Vă întreb, dacă paraliticul nu s-ar fi ridicat și n-ar fi vrut să își ia patul, ar fi fost vindecat? Nu! Ar fi putut găsi scuze? Păi Doamne, dar cum adică să-mi spui Tu mie paralizat să mă ridic și să umblu? Imediat. Cei de la Harvard au descoperit că noi în 5 secunde găsim scuze pentru orice.
Mintea este atât de creativă în a găsi scuze, 5 secunde. Poate că noi românii suntem mai fâșneți la capitolul ăsta. Imediat, cum se întâmplă ceva și nu reușești să faci ceva, ai 5 secunde și mintea ți-a fabricat scuza. De ce? Pentru că este mult mai simplu. De ce să acționezi când poți să găsești o scuză? Nu? Îndată, omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. O zi în care Iisus i-a spus, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Și a fost vindecat. Oh, și a fost deranjați. Stai mă, ce vindecări? Cum? Schimbări? No. Stai că ne deranjează toate rânduielile noastre. Păi cum rămâne cu poveștile? Cum rămâne cu asistații sociali? Cum rămâne cu cei pe care îi putem controla prin poveștile astea? Nu se poate așa ceva. Cum rămâne cu pozițiile noastre? E periculos să îndrăznești, să gândești și să îți iei viața în mâini. Exact ce vrea Dumnezeu. Îi spune, du-te în templu și închină-te, lasă Betesda și lasă cloaca asta a neputinței. Asta vreau de la tine. Și oamenii aceștia, care nu erau fieștecine, erau elita și conducătorii norodului, au fost cei mai deranjați de faptul că slăbănogul a fost vindecat. Știți de ce? Pentru că tot sistemul lor, construit cu atâta grijă, a început să se năruie. Păi și noi pe cine mai mințim? Păi și noi pe cine mai manipulăm? Păi și noi peste cine mai domnim, dacă nu mai sunt neputincioși ăștia aici? Na. S-au făcut că nu văd minunea. Au vrut mai degrabă să îl aducă la tăcere pe slăbănog și să-l omoare pe Iisus decât să accepte că lucrurile pot să stea și altfel. Și să știți că și azi lucrurile nu stau diferit. În momentul în care vrei să faci ceva, este ca în povestea aia cu racii. Nu știu dacă v-am mai spus-o. Era un pescar care prindea raci și punea într-o găleată. Și la un moment dat prietenul lui îi spune, auzi, dar vezi că la un moment dat racii ăștia o să iasă din găleată, pune un capac, stai liniștit, zice, nu o să iasă niciunul. Când unul vrea să iasă afară, ceilalți îl trag în jos. Așa că stai liniștit, nu o să iasă niciunul, pentru că se ajută unul pe altul să se tragă în jos. Și cam așa se întâmplă, când vrei să faci ceva, când vrei să te ridici, când vrei să fii puternic, vor fi mulți care vor avea grijă să te tragă în jos. Dar dacă ai suficientă putere și determinare și credință să ieși, Dumnezeu te va ajuta. Minunile înseamnă mai întâi schimbarea vieții și a gândirii. Observați că de acolo a plecat Iisus, n-a făcut mai întâi minunea și după aia să-i facă instructajul. I-a spus Dumnezeu, vrei să fii? Vrei să schimbi viața? Și așa începea fiecare minune cu vrei și urmată de o acțiune. Ridică-ți patul, du-te și spală-te în scăldătoarea Siloamului, unge-ți ochii cu tină și spală-te și ai să vezi. O întrebare de credință și una de orientare. Du-te și te arată preotul. Și pe când se ducea, zice, a fost vindecat. Acțiunea precede orice fel de minune. Dumnezeu nu face minuni dacă omul nu vrea și dacă omul vrea să rămână în starea în care se află. Apoi, minunile înseamnă mai întâi schimbarea vieții și a gândirii, restul sunt consecințe. Există o linie a vieții care ne plasează ori în zona mediocrității, ori în zona vieții împlinite. Și probabil că mulți dintre noi spunem, oh, sunt așa pentru că. Cercetătorii au ajuns la concluzia că oamenii mediocri au câteva caracteristici,
3. 1. Caută mereu vinovați. 2. Caută mereu scuze. Și 3. Pe lângă vinovați și scuze, trăiesc într-o negare. Caută vinovați. E de vină cu tare, cu tare, cu tare, pentru că. Sau caută scuze. Sau eu nu pot, nu știu, nu am, este imposibil, neagă totul. Și viața lor, linia vieții lor, arată conform deciziilor pe care le-au luat de-a lungul timpului. Și ca o scuză, soarta. Eu n-am avut atâta noroc. Eu n-am reușit pentru că. Însă, dacă stăm sinceri cu noi, cu excepția unor anumite situații care chiar intervin și dar după aia le poți repara, noi avem exact viața pe care o merităm. La momentul acesta. Pentru că totul ține de decizii și alegeri. Oamenii lui Dumnezeu și oamenii care excelează sunt responsabili, au simțul proprietății și sunt autonomi. Vezi, zice, astea din dezvoltarea personală. Serios? Ia gândiți-vă la vechiul Israel. De ce Dumnezeu le-a dat domenii de administrare și la creație? Zice, creșteți, înmulțiți-vă și lăsați că am eu grijă de pământ. Fac eu să crească tot, vă fac niște grădini de zarzavaturi trase la sfoară. Voi n-aveți nicio grijă. Eu port grijă de tot. De ce le-a dat domeniul de stăpânire? Ca să-i facă responsabil. Vrei să mănânci? Trebuie să lucrezi. Nu lucrezi? Nu mănânci. Ți-am dat tot materialul, ai tot ce trebuie, administrează. Responsabilitatea. 2. Simțul proprietății, stăpâniți pământul. În Israel moștenirea era sfântă. Dacă ajungeai sărac, lipit pământului, îți vindeai moștenirea, te vindeai ca sclav, dar în anul al 50-lea moștenirea revenea la cel care aparținea de drept. De ce? A vrut să le transmită că adevărata viață înseamnă să fii proprietar. Uitați-vă în ce direcție mergem cu lumea noastră dragă. Da? Să nu mai fii proprietar. De ce? Pentru că nu ești proprietar, ești slugă. Depinzi de pârghii, de sisteme, de tot felul de lucruri. Ești proprietar, ești împărat. N-ai treabă. Apoi, autonomia. Fiecare în Israel trebuia să aibă autonomia lui. Să se descurce în moșia lui, în pământul lui. Și toate astea erau considerate sfinte. Și ca și cum n-ar fi suficient, Dumnezeu urmează același tipar și pentru veșnicie. Vor zidii case, le vor locui, vor mânca din pomi, nu? Și Hristos, mă duc să vă pregătesc un loc. Nu o stare de spirit. Și mă duc să vă pregătesc un loc în împărăția lui Dumnezeu, vom avea proprietăți, vom avea de administrat ceva. De ce? Pentru că Dumnezeu știe că o ființă liberă și fericită are aceste trei caracteristici, este responsabilă, are simțul proprietății și este autonomă, se descurcă. Dacă așteptăm ca miracolele să se întâmple în viața noastră, putem să așteptăm mult și bine. Dacă nu acționăm în direcția pe care ne-o dă Dumnezeu și dacă nu punem la lucru tot ceea ce ne oferă El, vom rămâne cu aceleași prejudecăți, cu aceleași povești, cu aceleași credințe învechite și cu aceleași așteptări iluzorii. Și culmea, nu o să se întâmple unele dintre ele niciodată. Și atunci vom da vina pe soartă. Soarta.
S-a întâmplat. Eu nu pot. Spunea Aristotel, și cu asta aș vrea să închei, și Pitagora, doi oameni foarte înțelepți, aici a dat-o bine. Cu păianjenul nu n-a dat. Dar aici a dat-o bine. Omul își dezvoltă calități individuale acționând într-un anume fel. Devii drept acționând drept, temperat fiind temperat în acțiune, brav în cazul în care acționezi îndrăzneț. Și Pitagora spunea că o idee care este dezvoltată și pusă în acțiune este mai importantă decât o idee care există doar ca idee. Noi toți avem idei. Și sunt o mulțime de oameni care vor să-ți vândă idei. Problema este cum le pui în aplicare. Asta este coasa care retează orice iluzie și multitudinea asta de idei. O idee pusă în aplicare, în care tu pui credință, în care pui suflet, în care pui la lucru materialul pe care ți l-a dat Dumnezeu, face minuni. Dacă stai doar să aștepți, poți să stai mult și bine. Dacă Dumnezeu a pus atâta putere și atâta minune într-o sămânță de muștar, într-o sămânță de orhidee, întreabă-te ce a pus în tine și ce poți face tu cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Iudeii au vrut să-L omoare pe Iisus pentru că a schimbat viața acestui om. Iisus n-a putut fi omorât atunci când au vrut iudeii și a schimbat viața acestui om. Și pe lângă faptul că i-a zis înainte de a fi vindecat, ridică-ți patul și umblă, după ce a fost vindecat, i-a mai spus ceva: du-te și să nu mai păcătuiești. Ce spune fraza asta? Că noi suntem responsabili în cea mai mare parte de ceea ce se întâmplă în viața noastră. Și dacă noi credem ceea ce ne spune Dumnezeu, toată viața noastră va fi un miracol. Pentru că Dumnezeu a făcut miracolul vieții și apoi l-a făcut să funcționeze după anumite legi. Inima dumneavoastră bate după legi, nu după minuni. Asta e minunea. Creierul funcționează după legi, nu după minuni. Și toate sistemele corpului funcționează după legi. Așa a făcut Dumnezeu să fie. Și atunci, oare viața, existența pentru care ne îngrijorăm atât de mult, nu merge tot după legi? Să știți că nu este mai mare minune decât să iei darul lui Dumnezeu și să știi că atârnă de alegerile tale, de credința ta și de tot ceea ce vei face, tot ce se întâmplă în viața ta. Ceea ce nu poți controla este altceva, dar foarte multe lucruri din care noi, pe care noi putem să le controlăm, le punem pe tărâmul miracolelor. Și nu este așa. Hristos zice, totul este pe baza cauzei și a efectului. Du-te și să nu mai păcătuiești. Dacă vrei să rămâi sănătos, trăiește sănătos. Ah, pastile miracol, panacee, toate, să te vindeci. Observați ce bine se vând? Mănânci ce vrei până pocnești, iei pastila, pum, gata, te-ai debalonat, ai făcut miracole. Dar nu există așa ceva. Sunt minciuni. Ai luat pastila asta, slăbești 7 kg într-o săptămână. De ce? Pentru că legea spune cu totul și cu totul altceva. Ai grijă la calorii? Ai un stil de viață sănătos? Ești sănătos. Dar preferă oamenii minciuna. Preferă lumea miracolelor. Doar de dragul de a nu se schimba. Și acolo vor rămâne. Și nu se va întâmpla nimic miraculos în viața lor. Și cred că totul e o întâmplare. Dar Hristos spune, ieși din zona întâmplării.
acționează cum trebuie, bazat pe credință, și minunile vor începe să apară în viața ta. Domnul să ne ajute, dragii mei, să acționăm consecvent, constant, inteligent și o să vedeți că minunile încep să apară. Cea mai mare minune este să ai control asupra vieții tale, în sfera de responsabilitate pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Nu există mai mare minune ca asta. Iar restul este doar problema lui Dumnezeu. Amin.